La fiecare o astfel de întâlnire, citim textul din Numeri, capitolul 6. Și m-aș bucura să fie afișat ca să-l vedem cu toții. Și așa cum știți, la momentul potrivit voi rosti numele Tessa Josephine și vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu și noastră toți cei care sunteți de acord, veți spune în cor, amin. Cuvântul Domnului spune așa, Domnul a vorbit lui Moise, Numeri 6:22, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Tessa Josephine, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Tessa Josephine, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Tessa Josephine, amin. Domnul să ne asculte aceste cuvinte și să fie slăvit în toate, amin. Sunt momente de rugăciune, momentele acestea sunt momente care se încadrează foarte bine în Matei 18. Dacă doi sau trei se adună înainte lui Dumnezeu să ceară un lucru și ne-am adunat în locul acesta să cerem un lucru, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să o binecuvinteze pe Tessa și să-i binecuvinteze pe ei ca familie. Aș vrea înainte să mă soțească fratele Vasile, fratele Ghiță, ca bunici, nu știu, să îndrăznesc să zic asta, este un motiv de laudă, de mulțumire înaintea lui Dumnezeu în momentele acestea, așa că invit pe frații să ne conducă în rugăciunea aceasta și după aceea mă voi ruga și eu. Am vrea, Doamne, ca Tu să fii cel care se poartă grijă și bunătatea ta care este fără de margini și durările tale să explicare din față de ea, față de familia care Tu ai așezat. În numele Domnului Iisus, să-L deosească, să-L respectu, slava ta. Amin. Amin. Doamne, ceea ce suntem, suntem prin harul Tău. Amin. Și tot ceea ce Tu ne-ai dat, Doamne, este din mâna Ta. Amin. Dacă avem ceea ce avem, se datorează Ție. Amin. Dacă suntem ceea ce suntem, suntem prin mila Ta și prin îndurarea Ta, Doamne. Amin. Îți mulțumim pentru mântuirea Ta. Amin. Îți mulțumim pentru numele Tău mare, Doamne, în care ne închinăm înaintea Lui, Doamne. Te slăbim și Te onorăm că ești Dumnezeu nostru. Îți mulțumim pentru ziua de astăzi, Doamne, o zi binecuvântată, Doamne, în care Tu, Doamne, ne-ai binecuvântat cu o fetiță, Doamne. Te rog, Doamne, să lași binecuvântarea Ta peste noi, să lași binecuvântarea Ta peste familia noastră. Amin. Te rog să binecuvintezi toate familiile din biserică, Doamne, să lași bucuria mântuirii, Doamne, peste noi. Să lași harul Tău, Doamne, și numele Tău să fie glorificat în viețile noastre, de acum și în vecea vecilor. Amin. Tată din ceruri, venim înaintea feței Tale și îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeu peste toate lucrurile. Doamne, Tu ai cunoscut-o pe Tessa din veșnicie. Îți mulțumim pentru ea și venim în aceste momente și Te rugăm, Doamne, să o binecuvintezi Tu. Doamne, Te rugăm într-un mod special să o ajuți să Te cunoască pe Tine personal, să cunoască fața Ta, Doamne, și voia Ta să se facă cu privire la viața ei. O aducem înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, să o binecuvintezi cu sănătate. Te rugăm, Doamne, să o crotești. Te rugăm, Doamne, să o păzești. Te rugăm, Doamne, să Te înduri de ea, așa cum Tu Te înduri de toți copiii Tăi. Venim înaintea Ta cu ea și îți mulțumim pentru ea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Tată din ceruri, Te rugăm pentru Octavian, pentru Flavia, Te rugăm pentru Giulia, Doamne, Te rugăm să binecuvintezi pe fiecare în parte și să-i binecuvintezi pe ei ca familie. Doamne, mă rog pentru prezența Ta în casa lor, Doamne. Te rugăm să fii cu ei în continuare, Te rugăm să-i ocrotești pe ei ca familie, să-i ții uniți lângă Tine, Tată din ceruri. De aceea Te rugăm să-i binecuvintezi din toate punctele de vedere. Doamne, suntem în mâinile Tale și îți mulțumim pentru lucrul acesta. A Ta să fie toată slava, toată cinstea și toată gloria în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Domnul păcii. Domnul păcii să fie cu tine în
furtuna sau zile senine. Viața din plin, viața lui, viața lui pe vecie. Domnul milei te aibă în pază, în răcoare și-n caldă amiază. Simți mila din plin, mila lui, mila lui, veșnic trează. Domnul slavei ți-ajute într-una, când mugește sau tace furtuna. Iar în raiul divin să-ți dea slavă din plin, slavă lui, slavă lui, se curuna. Octavian și Flavia, Dumnezeu să o binecuvinteze. Vă rugăm să reocupați locurile.